seara, stimați telespectatori, și bun regăsit la Frontal. Vorbim despre culisele tehnice de data aceasta ale alegerilor din România și avem un oaspete special care ne va ajuta cu răspunsuri la întrebările pe care le avem. Este vorba despre domnul colonel Cătălin Chierca, purtător de cuvânt al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Mulțumesc foarte mult, domnule Chierca, pentru prezență. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Și spun... Bine, ai revenit, Daniela Tobă, colonel în rezervă, colega noastră editorialist la Canal 33.ro, care în această emisiune va fi co-moderator, va fi mâna a doua, cum spune domnul Cristoiu, și mă va ajuta să extragem de la invitatul nostru special cele mai potrivite răspunsuri. Mulțumesc foarte mult pentru ajutor și sunt curios care este prima ta întrebare. Uite, ladies first. Eu am multe întrebări. Foarte importante, dar hai să începem cu prima. Cât de mult credeți noastră că s-a depărtat STS-ul de ceea ce era înainte de 1989? Care este diferența? Ce avem acum, ce aveam atunci? E greu să facem diferența atunci când vorbim de tehnică. Serviciul de Telecomunicații Speciale este o instituție care este furnizor de servicii de comunicații și de tehnologie informației pentru statul român. Și viziunea instituției este de a fi utilă societății, de a fi utilă statului și de a le oferi acele instrumente de care are nevoie. Cu siguranță, tehnica s-a schimbat foarte mult și mai mult decât atât pot să vă spun că în Serviciul de Telecomunicații Speciale lucrează acum, în principal, experți în domeniul IT și experți ingineri de comunicații, oameni care au o vârstă apropiată de a mea, oameni tineri, oameni care au o viziune, care au o foarte bună pregătire în acest domeniu IT&C de stat și care, pe lângă aceste servicii pe care noi le oferim și le furnizăm, asigură și asistență pentru celelalte instituții din România, astfel încât să se poată pune la punct și să poată să-și dezvolte soluții care, în primul și pot să confirm că s-a întinerit foarte mult, foarte mult serviciul ăsta, pot să confirm. Și am văzut echipe noi, echipe, cel puțin rezultatele, până la urmă astea măsoară, rezultatele și tot ce am văzut noi în alegeri. N-am văzut, îți dau un exemplu, nici măcar un singur reproș după aceste alegeri, nici măcar unul. În la alți ani, la adresa STS-ului, cât cuprinde, bineînțeles, nu. Dar în ceea ce privește modul în care a funcționat tot ceea ce înseamnă platforma tehnică a STS-ului, eu n-am auzit reclamații. Da, uite, dacă îmi permiți, Daniela, aș avea eu o altă întrebare ca să setăm un pic cadrul. Că probabil că sunt multe legende sau multe mituri. Ce nu face STS-ul? Cu ascultare. Telefonul. Era o întrebare și asta cu să știi, Alexandru. Da, că ați pomenit despre ascultatul telefonelor. Cu siguranță nu facem o astfel de activitate și, cum spuneam și mai devreme, noi suntem un furnizor de servicii. Noi suntem o entitate a statului și să ne uităm la orice companie, la orice organizație. Noi suntem acea structură a statului care asigură servicii și sunt servicii care sunt destinate bunei funcționare a statului. Și când vorbim de bună funcționare, înseamnă inclusiv pe linie de guvernare, de securitate, pentru că facem parte din Sistemul Național de Apărare și o mare parte dintre beneficiarii serviciilor STS sunt instituțiile de forță din România. Dar în același timp, beneficiarii ai serviciilor noastre sunt și administrația publică, centrală și locală și am văzut rezultatele acestor activități de fiecare dată când vedem anunțuri sau digitalizat servicii ale unor entități publice din țara noastră, este și STS prezent, pentru că administrăm o infrastructură de comunicații securizate la nivel național care le permite acestor instituții publice și le permite celor din administrație să poată să comunice între ei. Și atunci când vorbim despre instituții mari, administrație publică centrală, sunt structuri, ministere care au în subordine alte organizații la nivel local, reușim să le conectăm între ele, să le oferim găzduire în centre de date și în felul acesta să aducem digitalizarea mai aproape de acel punct pe care cu toții ne-l dorim ca cetățeni. Și în primul rând să avem o eficiență în ceea ce înseamnă relaționarea cu statul. Dar stai că îi răspund eu lui Alexandru, iartă-mă. Traduc un pic. Din câte știu eu și nu cred că s-a schimbat legea între timp, știu că în legea de organizare și funcționarea STS-ului era prevăzut explicit că nu au voie să... Deci explicit era treaba asta. Nu au voie să înregistreze sau să... Se interzice să interceptarea comunicațiilor. Asta una. Doi, și asta trebuie, cred că trebuie să o spuneți mai mult, pentru că lumea trăiește cu impresia, se face această analogie. Băi, telefon, telecomunicații. Culmea, din toate instituțiile statului, și am vorbit despre treaba asta și am zis că toate au capacitate să facă interceptări, să nuanțăm,
STS-ul e singurul care nu are, deci nu are echipament. Toate achizițiile se pot verifica pe licitațiile publice. STS-ul nu are așa ceva. Mai mult decât atâta, are altceva. Echipamente da, cu care să facă contraintercepțiile. Exact. Tocmai asta este și misiunea, de, să securizăm rețelele, ei ca asta fac, să poată fi utilizate de oamenii din statul român, astfel încât să poată să conducă țara și să asigure o bună guvernare. Practic, intră într-un birou și dacă e vreun microfon așa pe acolo. Atât. Asta face STS-ul. Și lumea, culmea, de atâția ani de zile, nimeni n-a reușit să explice clar acest lucru. Da, ziceam așa de acele portaluri de licitații, de achiziții publice așa. Poate au niște bani de buzunar din niște firme private în care serviciul este coacționar sau acționar. Nu există astfel de companii. Bugetul instituției se asigură din bugetul de stat și, bineînțeles, din foarte multe fonduri europene. Ca unele servicii care... au și firmele lor. Și atunci poți să zici dar ei au prin lege. Și... Serviciul Român de Informații și-a tras prin lege, SIE și-a tras, toate și-au tras că pot să aibă companii. Nu, STS-ul n-are voie. Vedem ce s-a modificat la aceste alegeri sau ce este, dacă a fost ceva diferit la aceste alegeri din perspectiva dumneavoastră față de alte alegeri anterioare. A fost diferit pentru că noi asigurăm, pe de o parte, infrastructura de comunicații, dar și aplicațiile care sunt utilizate pe timpul alegerilor. Și pentru cele din data de 9 iunie, sistemul informatic a trebuit upgradat și modelat astfel încât să asigure validarea alegătorilor atât pentru alegerile europarlamentare, dar și pentru cele locale. Asta înseamnă că a îmbunătățit aplicația pe care noi am dezvoltat-o încă din anul 2016 pe cerințele clare ale autorității electorale permanente. Să nu uităm că această instituție este organizatorul alegerilor, noi asigurăm doar suportul tehnic pe baza legislației și, evident, a cerințelor operaționale stabilite. Iarăși un aspect care s-a schimbat de data aceasta a fost utilizarea serviciului, tehnologiei blockchain. Am făcut acest lucru și în anul 2020 la alegerile de atunci, iar de această dată, cu prilejul alegerilor din 9 iunie, am îmbunătățit tehnologia aceasta care asigură garanția faptului că datele din sistemele informatice nu sunt alterate de nicio persoană. Deci și orice încercare de a schimba, de a modifica, se vede. În plus, s-a modificat și portalul de transparență și noi în toată perioada de dinainte de alegeri și poate cu siguranță și noastră ați văzut, am avut o deschidere foarte mare și către mass media și către societatea civilă și către toate persoanele interesate să vadă ce se ocupă STS pentru asigurarea suportului tehnic și am prezentat acel site care a fost dezvoltat, la fel cerințele au fost ale autorității, însă programatorii din STS l-au dezvoltat și au asigurat foarte multe funcționalități și spre deosebire de alegerile trecute am văzut mai multe filtre pe ceea ce înseamnă prezența la vot, pe ceea ce înseamnă modul în care se publică procesele verbale după încheierea numărătorii voturilor din secțiile de votare, au fost foarte multe îmbunătățiri. Aici chiar aș ține să vă felicit, vorbeam și înainte de emisiune, sunteți primul purtător de cuvânt al unui serviciu special care vine la noi în platou, mai avut foști purtători de cuvânt, dar în funcție nu, și consider un act de transparență și sper să vă urmeze și alte servicii. Cu siguranță venim de fiecare dată când ne invitați. Ce a schimbat această tehnologizare a alegerilor și unde se poate duce? Pentru că ne aducem aminte de metoda, autobuzul, luați oameni, nu mai merge acum. Păi vedem acum foarte clar că avem un instrument digital prin care putem să verificăm dreptul de vot al alegătorului. Și am fost la vot și am văzut. Există un operator de calculator cu o tabletă care ne scanează cartea de identitate și vede dacă am mai votat sau nu în altă secție de votare și în cazul în care am votat deja se emite această alertă și vedem și președintele secției de votare are posibilitatea să ia o decizie dacă ne permite sau nu accesul în secția de votare și de asemenea ne semnalează și faptul dacă nu avem voie să votăm în secția respectivă și la local e foarte important pentru că noi avem voie să votăm doar în secțiile în care suntem arondați. De asemenea, digitalizarea acestor procese din cadrul alegerilor înseamnă inclusiv centralizarea proceselor verbale, asigurarea transparenței pe site și am văzut prezența în timp real
pe toată durata zilei de vot, adică până la ora 22 sau până la ora 24 s-a văzut prezența la vot, în funcție de cum au fost închise secțiile de votare, și în aceeași măsură, la final, am văzut în timp real publicarea proceselor verbale, adică ceea ce la un moment dat am primit întrebări, dar STS vede înainte aceste procese verbale? Nu, STS le vede exact când vede orice alte cetățean pe site-ul public. În momentul în care ele s-au transmis din secția de votare, acele date sunt publicate pe site și oricine le poate accesa. Una dintre, mă rog, acuzele pe care le-am auzit în spațiul public a fost aceea că, domne, atâta vreme cât codul sursă aparține STS-ului, păi atunci softurile alea pot fi modificate și STS-ul poate să facă ce vrea el acolo. Nu există. Codurile sursă și aplicațiile, vă spuneam, sunt dezvoltate pe niște cerințe foarte clare, se bazează pe legislație. Deci nimeni nu se joacă cu acest lucru. Odată ce ele au fost scrise, ele sunt verificate și validate de către Autoritatea Electorală Permanentă, care, vă spuneam, este proprietarul și organizatorul alegerilor. Și la fel, aceste coduri sunt predate către Autoritatea Electorală Permanentă pentru a fi verificate, auditate, înainte de a începe alegerile efective. În momentul în care deja a început procesul electoral, deja codurile sursă se află la Autoritatea Electorală Permanentă, toate conexiunile sunt verificate, deja toată lumea s-a asigurat că sunt îndeplinite toate condițiile de securitate și de funcționalitate. Astfel, adică, practic, nici la AEP nu se poate interveni pe codul sursă, nicăieri. Și vă spuneam despre tehnologia blockchain, vă spuneam despre faptul că sistemul informatic central este, sau sistemul tehnic central, este la Autoritatea Electorală Permanentă sau la Biroul Electoral Central, că au fost în același loc. Și la fel și codurile surse, ele au fost predate, auditate, verificate, validate, că îndeplinesc toate cerințele operaționale și nimeni nu poate altera aceste date. Da. Și e important să spunem, până la urmă, ne interzice legea să facem așa ceva și noi suntem o instituție militară, noi suntem o instituție care respectăm legea și nu putem să riscăm sub nicio formă să încălcăm legea, adică nu s-ar juca nimeni cu așa ceva. Eu cred mai degrabă în rezultate decât în astfel de argumente, pentru că mai sunt instituții militare care au avut probleme cu legea, știm foarte bine. Dar la voi, în cazul vostru, nu. Adică așa ceva n-am văzut, nu există cazuri, scandaluri mari pe STS, nu există nimic din toate lucrurile astea. Am văzut și pentru noi a fost o mare bucurie că pe toată durata procesului de votare fluxul a fost normal, a fost continuu, n-am avut întreruperi, n-au fost probleme majore. La sediul STS, în ziua de votare și înainte, dar și câteva zile după, a funcționat un centru de suport, așa l-am numit noi, este un call center care a fost organizat similar cu cel mai mare call center din România, adică serviciul de urgență 112. Și unde atât operatorii de calculator, cât și președinții din secțiile de votare, atât din România, dar și cei din străinătate, au putut să solicite sprijin de fiecare dată când s-au blocat sau când au crezut că au o problemă. Și aveau practic trei taste. Pentru tasta 1 le răspundeau colegii noștri de la STS, care îi îndrumau pe zona tehnică. Pentru tasta 2 ajungeau la Autoritatea Electorală Permanentă și la Biroul Electoral Central, care îi îndrumau pe procedurile electorale. Și pentru tasta 3 ajungeau la Institutul Național de Statistică, pentru că un rol foarte important l-au statisticienii atunci când vorbim de alegeri. Și bineînțeles exista și o tastă 4 în care se anunțau toate tentativele de vot multiplu. Și acest centru a funcționat exact ca la 112. A fost un sunet continuu, au fost oameni care au sunat de fiecare dată când au avut probleme sau în care și nu știau dacă... robotul Ion. Nu a răspuns un robot, au răspuns niște colegi care aveau deja pregătire și care au participat în tot procesul ăsta de pregătire. Și aici iarăși ne oprim un pic și vedem ce înseamnă pregătirea operatorilor de calculator, a președinților, să lucreze cu aceste instrumente. Noi putem spune că am dezvoltat o soluție tehnică, însă tot oamenii vor utiliza acea soluție. Și atunci tot acest proces de pregătire începe cu foarte mult timp înainte. Și am organizat sesiuni de training fizic cu cei din țară, unde am adus operatori de calculator, în care le-am arătat tableta, le-am arătat aplicațiile, i-am lăsat să pună întrebări, le-am explicat în detaliu toată procedura cum trebuie să facă. Am făcut tutoriale video ca să le fie ușor, adică ei după ce s-au întors acasă au putut să se mai uite încă o dată la cele materiale, să vadă unde n-au fost siguri. Și în plus aveau și posibilitatea de call center. De asemenea, cu cei din străinătate am făcut întâlniri online. Acum tehnologia ne permite să facem aceste videoconferințe și am făcut această pregătire și cu ei acolo. Și cred că toate aceste
acțiuni pe care le-am făcut în perioada premergătoare a alegerilor au condus la o bună funcționare a sistemului sau a părții tehnice, ceea ce a însemnat alegerile din data de 9 iunie. Ce am văzut sau am auzit este că la aceste alegeri dumneavoastră foile au fost de foarte proastă calitate, cernala s-a imprimat și nu era foarte clar, foarte multe voturi au fost declarate nule, poate unele și pe fondul acestor chestiuni materiale. Iar președintele Autorității Electorale Permanente, într-un interviu cu noi la Canal 33, după finalizarea alegerilor, spunea că are în vedere introducerea unui sistem tehnologic în care omul să bifeze cumva pe o tabletă mai mare, să nu mai fie foi pe care să punem ștampila. Cum vedeți dumneavoastră din punct de vedere tehnic? Că sigur trebuie legislativ să se aprobe. Evident, pentru noi prioritatea în perioada următoare este să ne pregătim foarte bine pentru alegerile din iarnă. Că sunt... Urmează, aici avem detaliile și știm. Va fi exact pe același sistem pentru în care am fost și acum. Sau cel puțin nu există legislație care să ne ceară să facem sistemele în alt fel. Pe de altă parte, dacă cerințele operaționale autorității vor fi să dezvoltăm o nouă soluție, cu siguranță ne vom plia după asta și avem capacitatea să putem să dezvoltăm și alte soluții. Și care să asigure și confidențialitatea votului persoanei? Trebuie discutat și trebuie analizat foarte clar care este cerința, ce impune această cerință și noi la STS avem o structură care se ocupă exact de analiză de business în domeniul IT și cei asta care cunosc domeniul. Nu știam, asta există, da, analiștii de business care, și asta se întâmplă în orice organizație care se ocupă de dezvoltare software, vine clientul sau beneficiarul să-și ceară o soluție și există acești analiști care înțeleg care este nevoia beneficiarului și o traduc în cerințe pentru personalul tehnic și atunci ei pot să-și dea seama de cât timp este nevoie ca să dezvoltăm așa, care sunt resursele necesare și cum poate într-adevăr să fie implementată o idee a unui beneficiar. Aici o să spun un banc, dacă îmi permiteți, a fost o emisiune foarte serioasă și probabil că va fi în continuare, așa că mai relaxăm puțin amătura. Apropo de project manager, dar noastră că nu sunt așa, project manager din IT sunt acei oameni care propun să fie însărcinate 9 femei ca să facă copilul într-o lună. Nu e așa, nu? Nu e așa, cu siguranță nu e așa, deși avem și noi situații în care suntem strânși cu termenele, dar reușim să prioritizăm de fiecare dată proiectele și important este să putem să le oferim beneficiarilor noștri serviciile de care au nevoie și în timpul în care ei au nevoie. Faptul că au fost două alegeri suprapuse și ați aflat de ele destul de din scurt, a pus presiune pe Nu putem spune neapărat că a pus o presiune, pentru că ne-am mai confruntat cu o situație similară când a fost în anul 2019 europarlamentare cu un referendum. Adică sistemul informatic deja era pregătit încă de atunci, sistemul informatic nu a suferit modificări majore. Doar sunt particularități care țin de modul în care sunt tipurile de alegeri. Și exemplu ar fi că la alegerile de data aceasta au fost 4 procese verbale la locale, plus un proces verbal pentru europarlamentare, data trecută au fost doar 2. Și la fel, dacă ne ducem la prezidențiale, acolo vedem că este doar un proces verbal. Adică diferă aceste specificități care țin de alegeri, însă ca sistem informatic e același. Adică oamenii, deja și operatorii, îi vedem că sunt operatori de calculator care nu sunt la primele alegeri, dar au avut și foarte mulți operatori noi pe care am început. Da, dar nu vă ajustați cumva din timp? Adică trebuie să faceți o ajustare, exact. Să culegeți un feedback, să ceva. Autoritatea Electorală Permanentă selectează acești operatori și le pune la dispoziție posibilitatea ca ei să se înscrie pe un site, după care îi nominalizează, noi îi pregătim pe toți, ei sunt desemnați de către autoritate și după care noi le predăm toate aceste materiale. Intră la instruire, au loc alegerile și anul acesta am vrut și noi să vedem care este feedback-ul din partea operatorilor de calculatori și am făcut un chestionar de feedback la cald atunci, deși era o presiune că oamenii erau și obosiți a doua zi după alegeri, au fost o zi încărcată și le-am oferit acest chestionar pentru că și noi vrem să ne îmbunătățim serviciile acestea. Și am avut bucuria să vedem și vă spun fără modestie că peste 95% dintre operatori au spus că sunt foarte mulțumiți de modul în care au interacționat cu instituția, de modul în care au funcționat sistemele tehnice, de modul în care au fost pregătiți să le folosească și asta este o mare bucurie pentru noi. Bineînțeles că au fost cei care ne-au făcut recomandări și de care o să
ținem cont astfel încât să putem să le facem și mai bune. Dar e important că avem această relaționare și relaționare nu e doar cu operatorii de calculator, avem o relaționare și cu autoritatea, care este important, feedback-ul primit din partea AEP, avem și feedback-ul pe care îl primim din partea societății civile, pentru că vedem în comentarii din spațiu public ce a mers, ce nu a mers, oamenii au fost mulțumiți, adică văzând că există o aplicație care nu-ți permite să votezi multiplu, care previne acest vot multiplu, care îți asigură o corectitudine mult mai mare a alegerilor, cred că ne bucură pe toți. Există riscuri semnificative versus beneficii dacă s-ar introduce și în România un vot electronic? Cum stăm cu tehnologia acum? Păi e foarte dificil și am văzut și în alte state care au adoptat acest model că din punct de vedere al securității nu neapărat înseamnă comunicații de date, cea mai mare problemă este că nu se știe persoana care își exercită efectiv votul respectiv. La fel, pe parte de securitate, noi vedem și la alegerile care se organizează în modul acesta, modul actual, că există riscuri de securitate și orice sistem care este expus către internet sau este expus publicului poate fi atacat și asta nimeni nu poate să garanteze că nu va fi dar atacat. Dar Estonia a dat rezultate bune, de exemplu. Nu este din punctul ăsta de vedere este, informatizată? Dar la fel de bine trebuie să vedem că și utilizatorii acestor sisteme sunt mult mai experimentați decât utilizatorii din România. Adică da. Este o țară care deja are o tradiție în are digitalizare. Are educație cibernetică, da. Noi pe partea de securitate cibernetică și noi avem foarte mult experiență și cred că doamna Tubă poate să vă confirme, la STS funcționează cea mai veche structură de tip CERT, adică de securitate cibernetică de stat din România. Încă din anul 2008 există acest CORIS STS, Centrul Operațional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, care este o structură autorizată să protejeze toată infrastructura administrată de către STS și pe care noi o punem la dispoziția statului, care este utilizată de toate instituțiile. Și am văzut și la alegeri că încă de când se proiectează un sistem, încă pe toată durata lui de dezvoltare sunt mai multe echipe multidisciplinare, le spunem noi, și cei de la securitate cibernetică, și cei de la rețele, și cei care sunt de la baze de date, și cei de la platformele de virtualizare, de la centre de date. Cu toții lucrează astfel încât să implementeze toate măsurile de securitate și să asigure un răspuns. Odată să prevină incidentele, să răspundă în cazul în care acestea pot avea loc și de același lucru dacă apar defecțiuni tehnice să poată să le remedieze rapid. Și am văzut că la alegeri tot a fost fluid, adică nu a fost niciun fel de problemă. Da. Experiența noastră în domeniul securității cibernetice putem spune că ne ajută să dezvoltăm și alte soluții. Avem inclusiv un departament de cercetare, dezvoltare la nivelul Serviciului de Telecomunicații Speciale care asta caută, soluții de ultimă generație, lucrăm cu tehnologii de ultimă generație și care ne permite să fim și inovativi și să oferim produse de care statul are nevoie. Aș vrea să văd dacă Daniela mai are alte întrebări pe subiectul cu alegerile. Nu. Dacă nu, dumneavoastră m-aș duce spre niște subiecte tangente dacă beneficiem de prezența dumneavoastră aici. Trăim într-un context în care se vorbește foarte mult despre război hibrid, despre război informatic. Deja infrastructuri critice sunt cumva atacate sau cum stă România din această perspectivă în contextul unui război informatic global și unul cald la granițele noastre? Vă spuneam și mai devreme că sistemele trebuie protejate și trebuie în primul și în primul rând consolidată educația oamenilor, oamenii de rând, educația în instituțiile publice, trebuie să avem să conștientizăm cu toții că există riscuri. Asta este primul lucru pe care cu toții trebuie să-l facem. Și să știi ca utilizator la unui sistem informatic ce să nu faci exact. Ca să nu compromiți sistemul instituției. Și noi facem multe recomandări, inclusiv comunicăm prin rețele sociale, pe site, de fiecare de când avem oportunitatea de a transmite mesaje și recomandări. Colaborăm la fel de bine cu celelalte instituții publice, cu entitățile din România care au la fel o misiune comună cu noi de a asigura securitatea cibernetică. Pentru că infractorii se specializează tot mai mult, devin tot mai credibile anumite așa este. Capcane și pe care este important să fim vigilenți și să avem grijă. Pe, în aceeași măsură trebuie să ne pregătim infrastructurile să fie reziliente și vă vorbeam despre faptul că noi
de când proiectăm un sistem, noi îl gândim cu acele măsuri de securitate și conceptul se numește Security by Design, pe care o să-l găsiți la STS în absolut tot ceea ce dezvoltăm, fie că sunt rețele de comunicații, fie că sunt servicii de tehnologie informației, totul trebuie protejat. În același timp, când dezvolți un sistem, tu implementezi măsurile de securitate despre care știi la momentul respectiv. Sunt și antidorel, că mai cât un dorel, cât un care, da, 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 da. Cu siguranță pot avea și loc și astfel de evenimente și mi s-a întâmplat și nouă să aibă loc o astfel de situație în care cineva din greșeală să ne întrerupă conexiunea, dar pentru asta există principiul la noi în ITNC, există principiul redundanței. Fiecare conexiune trebuie să fie dublată, fiecare bază de date trebuie să aibă backup. Fiecare centru de date trebuie să aibă o rezervă, astfel încât dacă ai o problemă, și noi deja ne-am dus dincolo de asta și vedem inclusiv la cloud-ul guvernamental, unde s-a gândit inclusiv o georedundanță cu cele 4 centre de date care să asigure, în cazul în care sunt probleme pe o anumită parte a țării, să poată să asigure celelalte din cealaltă parte a țării. Deci redundanța este extrem de importantă. Avem educație, avem odată securizarea foarte bine a structurilor, a infrastructurilor, avem partea de redundanță și, bineînțeles, trebuie să ne actualizăm tot timpul. Adică, când vorbim de securitate, trebuie să fii permanent pregătit. Ați simțit o ridicare a nivelului de risc sau sofisticarea atacurilor de când cu războiul din Ucraina? Cu siguranță și mi-amintesc despre un moment care l-am și mediatizat la momentul respectiv, când au fost acele atacuri din partea Killnet în mai, dacă nu mă înșel, imediat după ce a început războiul, în care au fost mii de atacuri asupra infrastructurilor de stat din România și în care colegii noștri au lucrat foarte mult. Noi asigurăm un răspuns la aceste incidente în sensul de a securiza acele rețele, dar nu perturba rețelele pe care noi le punem la dispoziție. Aceasta este misiunea noastră, să le protejăm. Și avem inclusiv un Security Operational Center, un centru care asigură o alertare timpurie în situația în care vedem că sunt tentative de atac, imediat se alertează oamenii și încep să pună în aplicare niște proceduri cunoscute, inclusiv de informarea beneficiarilor. Adică de multe ori facem o informare preventivă a acestora, le oferim sfaturi despre cum să se comportă și povestează despre acele atacuri cibernetice în care se impersonează e-mail-uri sau site-uri sau așa. Când aflăm astfel de cazuri, imediat informăm beneficiarii noștri astfel încât și ei să se protejeze. Și e important să facem această informare și vedem că nu doar noi care facem asta pentru beneficiari, ci sunt și multe alte instituții ale statului care sunt preocupate să facă, să crească acest grad de educație al cetățenilor și ne bucură să vedem. Pentru că atât timp cât suntem cu toții mai conștienți de riscuri, cu atât mai bine ne vom proteja. În afară de acel exemplu pe care l-ați dat, există și un studiu de caz sau nu știu, pe care puteți spune public eventual, nu știu, greșeli care s-au făcut și care pot fi evitate în viitor sau... N-aș spune neapărat greșeli. E clar că există aceste atacuri, e clar că sunt situații... Sunt actori multipli, că noi tot ne uităm spre Rusia, de obicei, spre China, unor... Noi, misiunea noastră de la STS nu este să vedem de unde a venit atacul, ci este să-l oprim sau să nu permitem ca acel atac să perturbe în vreun fel activitatea instituției. Și asta poate că poate fi cu sub armă falsă, în sensul că... Exact. Colaborăm foarte bine cu toate celelalte structuri și cu toate instituțiile și șeruim între noi acele informații care să ne ajută să protejăm România. Adică ăla este obiectivul tuturor. Dar cred eu că până acum am reușit să facem față cu brio și am văzut că serviciile esențiale au funcționat. În România până acum nu am avut astfel de probleme. Haideți să vă întreb eu, de ce nu se implică STS-ul? Poate vor funcționa mai bine servicii esențiale pentru cetățenii români. De exemplu, site-ul ăla de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Când merge cardul? Sunt anumite servicii care sunt în administrarea STS și unde ne revine nouă această misiune de a le asigura. Dar din câte știu, nu integralitate. Știu că multe dintre ele sunt cooperare și colaborare. Da, cele mai multe dintre ele sunt găzduite în infrastructura noastră sau le asigurăm doar spațiu fizic în infrastructura STS și ei și le administrează. Însă, în acele situații în care sunt în administrarea noastră, încercăm să le facem. Totul se face bine,
bineînțeles, la cererea beneficiarilor. Adică instituțiile publice, dacă iau decizia de a digitaliza, de a îmbunătăți un proces și vin către instituția noastră, cu siguranță are tot sprijinul și suntem deschiși să colaborăm și asta vedem inclusiv în numărul de cereri, de solicitări de servicii pe care îl primim zilnic la nivelul instituției, care crește de la zi la zi. Adică față de acum câțiva ani, numărul de cereri de servicii a crescut enorm de mult. E, și acum te ești diplomat în exprimare că multe pandemie. Instituții preferă să nu lucreze cu STS. Nu știm de ce, dar... Statisticile ne spun că tot mai multe vor să lucreze cu STS și asta ne bucură. Asta, da, asta ne bucură pentru că, pe de-o parte, se gândesc că e spionaj. Nu știu, nu facem noi spionaj, dar deși cu siguranță nu sunt dintre ele care prin faptul că lucrează la noi, zic așa, băi, măcar știm că nu ne intră tigru, adică suntem niște buni paznici ai sistemelor ITNC. Și pe de altă parte, s-ar putea să fie mai lucrativ să dai contractele unor firme private pentru... Așa e, așa e. Sunt anumite servicii pe care, evident, că de fapt acolo să interesul. Se facă în piața publică și noi lucrăm și cu companiile private, până la urmă sunt proiecte și mai ales vedem acum pe proiecte europene, unde lucrăm foarte bine, adică suntem parteneri cu diferite instituții, sunt contractate și servicii din piața privată și am găsit și acolo foarte mulți profesioniști, adică dacă rezultatul este ceva de utilitate pentru cetățean, atunci înseamnă că merită și cu siguranță trebuie să ne implicăm. Nu mai avem foarte mult din această emisiune, dar vreau să vă întreb cum reușiți să motivați resursa umană talentată să vină la dumneavoastră în contextul unei piețe foarte competitive pe salarii și beneficii? Și aș completa eu, cum îi țineți să nu plece? Sunt... Cred că dă bine, cred că dă bine pe CV să spui dă am fost 2 ani pe CV, dar dincolo de acest lucru sunt două motive care le dau colegilor noștri încredere să rămână. Și odată este că au acces la tehnologie de vârf. Și asta putem să asigurăm pe toată lumea că la STS se găsește tehnologie de vârf și au ocazia să lucreze cu ea. Și în al doilea rând că au parte de niște proiecte foarte importante. Sunt proiecte mari pe care nu le găsești în multe locuri și la care tu simți că contribui și contribui nu doar că am dezvoltat o parte tehnică, ci vezi și rezultatul că se bucură familia mea, ne bucurăm cu toții ca societate și atunci ei sunt motivați. Dincolo de asta, bineînțeles, sunt și foarte mulți colegi de-ai noștri care sunt formați în instituții militare de învățământ și care sunt atrași, adică ei au o loialitate față de statul român, dar și oameni care vin din viața civilă și care încearcă o carieră militară, pentru că e înălțător să ai o carieră militară combinată cu o pasiune pentru tehnologie, să le combin și să-ți dezvolt o carieră în domeniul ITNC. Adică e ceva care ne motivează pe mulți dintre noi. Ultima întrebare, că suntem spre final. Ultima întrebare. Avem garanția că vom avea alegeri bine organizate pe parte tehnică? Cu siguranță, din punct de vedere tehnic, noi ne vom asigura că totul va funcționa la fel de bine cum au funcționat și la alegerile din data de 9 iunie și cum am făcut-o de fiecare dată. Adică colegii noștri deja sunt implicați într-o planificare foarte bună, pregătirea sistemelor și vom fi cu siguranță pregătiți pentru alegerile din iar. Să vedem. Ne bucurăm să auzim acest lucru. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru tot ce ne-ați împărtășit și nouă și telespectatorilor noștri. Așadar a fost domnul colonel Cătălin Chierca, purtător de cuvânt al Serviciului de Telecomunicații Speciale, atât de Daniela Tobă, colonel în rezervă și editorialist Canal 33. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Rămâneți pe Canal 33. Pe curând.